Salutare, chiar bine v-am găsit la un nou episod. Epic Games mi-a trimis un cadou. Ce cadou? Ei bine, hai să vedem dacă vă dați voi seama. Hai să vedem, vă dați seama așa din aer acum? Hm? Nu? Poate acum când am aterizat chat? Vă dați seama acum ce cadou am primit? Ei bine, da. Am primit acest skin de Black Cat de la Epic Games. Le mulțumesc pe această cale. Este foarte tare. Cred că o să vă placă foarte mult. Chiar ar vrea să-i lăsați o notă în secțiunea de comentarii. Care e playerul de acolo, Lil Bro? A luat bătaie de la boți? Playerul ăla a fost bătut de boți, bro. Despre ce vorbim, bro? Și acum să mă bată și pe mine boții. Aș muri de plâns. Oh, mamă, ce se activează ăștia micii. Uf, ce răi s-au făcut boții ăștia, incredibil. Da, bă, chat, ce faceți? N-am mai văzut de mult, nu? A început școala. Cum e la școală? La mine e destul de nașpa, să știți. Clasa 8-a nu mă așteptam să fie chiar așa grea. Ne-a dat test din prima zi. Hai, ne descurcăm. Important e să ai Paul pe shop. Ok, am făcut toate alea degeaba, bro. Dar am uitat să fac intro. Vă zic să dați un like la acest video, un subscribe, un Paul pe shop. Am uitat să zic toate clipurile. Bine, voi știți deja că oricum dați tot timpul like și subscribe la toate clipurile. Dar zic așa, intro-ul meu clasic. Așa de te convertam în mesmate și dai like și subscribe și bagă Paul de pe shop. Eu nu prea am mai jucat Fortnite sincer săptămâna asta cu școala, cu astea. E primul meci, bă, nu e al doilea, că primul meci am murit la contest. Nici nu vreți să știți cum am reacționat. Oricum mi-a prins bine câteva zile de pauză, că pe la sfârșitul challenge-ului de postat zi în august, am rupt două tricouri într-o zi. Nu mai rezistam. Dar acum sunt calm, sunt foarte zen, chill, viața e frumoasă. Ei, de ce tragi? Ok, bro. Ok, bro. Se numește și Tom Pufuleț. Ah, ce bine e să te joci Fortnite. Ce bine e să te joci Fortnite, chat. Boom! Insane! Oh, insane! Incredibil, Paul 2M! Wow, bun, mă, Paul 2M, bun. La World Cup. Din vară la FSS. Din iarnă, de fapt, că vine iarna. Bă, chat, a trecut vară, voi vă dați seama? Vă dați seama? Il bro. Să credea că sunt NPC. Vă dați seama, chat, că e septembrie? Ce faci, mă? Refuz să cred așa ceva, bro. Refuz să cred că playerii... Refuz să cred că playerii încă fug în 2025 aproape, bro. E 2025, bro, al meu încă fuge cu mașinile în 2025, bro. De ce? Ce s-a întâmplat în creierul pufuleților de fugă acum toți cu mașinile? Stați o țâră, stați un pic, stați nițel, stați puțin tel și gata, nu mai știu sinonime pentru puțin. Ia să vedem, bro. Piton. Văd un con aici. Oare să fie player? Ia uitați-vă ce player avem noi în match. A pus Bigu sub un con să nu-l ia altcineva. Băi, Mongral Junior. Nici Mongral în Prime nu făcea asta când ateriza în Stark. Ce părere aveți cea de cadou pe care l-am primit de la Epic Games? Ha? Rege? Rege un pic skin-ul ăsta? Cam rege. Cred că o să apară pe shop mâine sau azi. Depinde când vedeți voi clipul ăsta. Sau ieri. Sau răspăi ieri. Cine știe că nu o să vă uitați voi. Nu o să vă recomandă YouTube-ul sau că nu o să apăsați voi de bunăvoie și ne siliți de nimeni. Hai să ne batem puțin cu playerul cu medalion care este în bunker. Ia uitați-l, bro, pe al meu. Ce-ai făcut, mă, regele? Lucat? Stai de a fuge mai devreme de mine, bro. Numai el. Dorin 2014, e și român. Te pup, Dorine, respect pe viață, bro. Ce-mi place să dau de românii. Nu, de ce am dat ceagurile? Ia eu asta dacă nu te superba, nu. La stia asta. Ia uite-l pe bro. Pam, pam, pam. Mai una. De fapt am shockwave-ul ăla. Aș putea să intru peste el. Mai spun una. Hai. Doamne, Paul 2M. Ne-am bătut unul pe altul. Ok, asta se numește karma. Bun, chat. Am revenit două ore mai târziu. Fiți atenți ce am pățit. Mă sună Smiggle
Adică stică. Și îmi zice: ce faci, băgăm un spartan? Ceea ce este o declarație și o invitație foarte strategică din partea lui. Pentru că știe că spartanul este fast food-ul meu preferat, știe cât de mult îmi place, dar știe și că sunt focusat acum pe sală, deci a încercat să mă invite așa la un cheat meal, dar să deghizeze șobolanul. E foarte, foarte strategic, Smiggle. Foarte șmecheruț a fost acolo și aproape, aproape atâtic am fost să mă duc. Am mâncat spartacul, dar bineînțeles nu. Am zis nu pentru că suntem focusați pe sală acum, chat. Cum să... Unde te crezi, mă, șobo? Uite-l și pe ăsta ce își dădea viața, cam mai este lil bro. Foarte, foarte aproape am fost să acceptăm invitația micului Smiggle. Ok, bro, am murit de la full damage. That's embarrassing, bro, umilitor. N-aș putea să fac așa ceva niciodată, avea și crown. Deci da, ce să zic, nice try și lui Smiggle. Aproape era să mă păcălească la un cheat meal și... Și voi să-i dați comentariu lui Sica când o să-l vedeți ori pe un live, ori pe un episod, ori oriunde și dați comentariu: băi, Smiggle, ce e cu brațele alea de spaghete? Ai două spaghete în loc de brațe, deci că două creane colorate. Sau ceva de genul ăsta, orice combinație doriți voi, chat. Orice combinație doriți voi. Genul acesta se califică pentru micul Smiggle, care a zis că se apucă în ianuarie de sală, ca idee, și e noiembrie îndată. Adică cred că a venit odată și a plătit abonamentul pe 30 zile și a venit o zi. Ar e ok, oricum, youtuberii de Fortnite n-au nevoie de sală. Nu cam au, Fazi, nice odată a făcut febră și a cărat un box de apă, sau nu mai știu, plasă de cumpărături sau un box de apă, practic de la mașină până în casă și a făcut febră musculară. Cam out of shape youtuberii de Fortnite, chiar nu e bine, chiar. Mișcarea e foarte sănătoasă, mai ales când stai la calculator toată ziua. Ok, cam acesta a fost tetocul meu. Bro, what? Deci nu suport playerii cu jetpack, îi urăsc. Urăsc playerii cu jetpack, chat. Deci nu suport playerii cu jetpack. Ia să folosesc și eu jetpack-ul. Deci da, skin-ul ăsta am văzut câteva reacții dat fiind faptul că am skin-ul acesta exclusiv de Black Cat. Nu e lansat încă, practic și teoretic, momentan când filmez eu clipul acesta, doar youtuberii și streamerii au acest skin mirobolant. Dacă noi îl primim așa cu două zile mai devreme. Ok, un Smiggle fuge în partea aia, unul în partea aia, unul se ascunde în casă. Băi, Smiggle-ul braznic. Nu pot să cred, bro. Nu pot să cred. Nu pot să cred! Doamne! Fortnite Car Royal. Fortnite Car Royal. De ce sunt atât de enervanți playerii? Uite alt Smiggle. Bro, bro, să fug după tine toată harta, înțelegi? Doamne, 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 incredibilă. Acum schimbă mașina? A, nu, mai așteaptă un pic, mai are un pic de combustibil. Uitați-vă ce manevre evazive are Lil Smiggle. Ia, a schimbat mașina acum, Smiggle. Bravo, bă, ești bun, ești bun, ești bun. Când crezi mare vreau să fiu ca tine, bro, ești prea bun. Efectiv mi-am consumat tot combustibilul, chat. Vă înțelegeți? Un rezervor de mașină pe Fortnite să fug după ăla. Ia uite-l din nou. Bro, bro, te rog. Care e fanul, chat? Puteți să-mi explicați? Da, și acum vine înapoi, nu? Câți sunt aici? Ești bun, bro, ești bun, calmați. Calma-te, mi amico! Tu ești, mă, tu tragi pufuleț, ce ești? Pufuleț de Anonymous, tu tragi. Doamne, ce scandal făcea asta, Mico, acolo jos.
Calmează-te, bro, bă, obraznicule. Ok, Jad, hai că am calmat pufuleții ăștia. Sper să mai fie în viață ăla de a fugi mai devreme de mine, bro, că nu... Sensational. Sensational, bro. Dacă vă gândiți să achiziționați skinul acesta de Black Cat, bineînțeles folosiți codul Paul de pe shop pentru noroc în viață și pentru note mari la școală, etc, știți voi. Mulțumesc tuturor care aleg să mă susțină folosind acest cod mirobolant. Ia să vedem un third party aici. Să dăm neapărat third party aici, chat. Asta a venit celălalt acum. Nu putem sta. Nu-mi place shotgun-ul ăsta, bro. Nu-mi place deloc shotgun-ul ăsta. Chiar dacă e varianta lui mitică. Ăsta vede acum și că vin pe el. Am pupalit, bro. Trebuie să bagi tu paldem pe shop, ok? Hai, te pup. Ce shotgun aveai tu? Mai degrabă ăsta albastru. Are un mitic alt loot. Altceva. Altceva, my little brother from another mother. Și metrițane aici. Absolut tot ce-și poate dori un player, sincer. Gatekeeper 5, gloanțe. Ce să mai vrei, chat? Explicați-mi. Ce să vrei mai mult? Dacă e prima dată în chapter-ul ăsta când mănânc ciuperci. Am făcut și noi level 100. Trebuie să recunosc, foarte multe levele le-am făcut și pe harta mea de Red vs. Blue. Am stat ca AFK. Cred că majoritatea m-ați văzut că mai stau o grămadă pe acolo, AFK. Ok, little bro. Da, chat, mă așteptați să fie NPC pentru că am bătut toți transpirații din meci cu skinul acesta de Black Cat pe care încă o dată mulțumesc Epic Games că mi l-ați trimis. Acesta a fost videoclipul de azi, chat, clip așa frumos de sâmbătă. Eu am fost Paul Dem. Ne vedem data viitoare. Pa!